Ganglionii reprezintă o sursă de îngrijorare pentru mulți. Odată ce îi simțim la palpare, gândul nostru se duce invariabil la cel mai temut diagnostic, cancerul. Dar care este rolul ganglionilor și când ar trebui de fapt să ne îngrijoreze modificările de volum ale acestora, ne spune chiar acum invitata mea, dr. Laura Ciurea, medic specialist oncologie. Vă mulțumesc foarte mult că ați revenit în platoul nostru. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Pentru un subiect care ne îngrijorează de foarte multe ori, pentru că ganglionii se inflamează deseori și nu numai în dreptul adulților, ci vorbim și despre copii care se confruntă cu asemenea probleme, aș spune eu, dar poate nu sunt chiar probleme. Ce sunt ganglionii, ca să începem cu o definiție, și care este rolul lor? Ganglionii sunt niște structuri care fac parte din sistemul nostru imun, alături de splină și de timus la copii. Sunt niște structuri care au rol în apărarea organismului împotriva oricărui fel de agresor. În general, sunt considerați niște structuri periferice, în sensul că ei însoțesc organele vitale, adică restul organelor, și de obicei cei superficiali pot fi abordați clinic și așa ajungem și noi să observăm, în special cei din regiunea cervicală, deci din zona gâtului, cei axilari, deci la subbraț, și cei din regiunea inghinală sunt de obicei cei pe care avem ocazia să-i palpăm cel mai frecvent. Și ne și sperie. Și ne și sperie, da? Pentru că fiecare dintre noi am auzit de diverse cazuri în care acesta a fost unul din simptome și atunci, inevitabil, avem tendința să mergem cu gândul și în partea aceea. Și totuși, din ce cauză ganglionii se inflamează la un moment dat și își măresc volumul? Poate că simțim și o anumită durere la palpare? Există nenumărate cauze pentru care se întâmplă acest lucru. Vestea bună este că, de cele mai multe ori, acest proces se datorează infecțiilor, indiferent că vorbim de infecții virale, deci virusurile gripale sau respiratorii sezoniere, că tot intrăm acum în această perioadă, fie că e vorba de infecții bacteriene, parazitare, de bolile copilăriei la copii, chiar și de tuberculoză, de cele mai multe ori cauza este identificată și este una infecțioasă. Pot fi și altfel de cauze, bolile autoimune sau hipertiroidismul de asemenea poate să dea astfel de simptome și, într-adevăr, trebuie să menționăm că inclusiv bolile oncologice, fie că vorbim de boli hematologice, deci chiar boli ale ganglionilor, adică limfoame sau leucemii sau tumori solide, într-adevăr și acestea pot da astfel de simptome. Nouă ne-ar plăcea să știm cum să identificăm noi de acasă până ajungem la medic sau, dacă e cazul, la un moment dat să ajungem la medic. Când recomandați să mergem cu ganglionii la control? S-ar putea ca noi să ne panicăm la orice inflamare foarte nesemnificativă, să spun. Da. Sigur, trebuie să existe o măsură în toate. Este foarte bine să ne adresăm unui medic atunci când considerăm că există un motiv de îngrijorare. Poate primul pe listă l-aș pune perioada de evoluție a acestui ganglion. Deci, dacă observăm că el evoluează de mai multe săptămâni și eventual crește în dimensiuni, în special este considerat o dimensiune la limbă, adică o dimensiune suspectă, un centimetru. Deci, un ganglion în jur de un centimetru sau mai mare ar trebui să indice pacientului că e cazul să facă un consult. Pe lângă aceasta trebuie privit contextul în ansamblu în care am descoperit acest ganglion. Deci dacă există și alte simptome, de exemplu, suspecte în contextul unei infecții respiratorii, atunci ne putem gândi într-adevăr că aceasta este cea mai probabilă cauză. Dacă însă există și alte simptome de alarmă, cum ar fi o scădere în greutate sau transpirații nocturne sau oboseală extremă sau altceva care ne pot duce cu gândul la o afecțiune mai gravă, atunci într-adevăr medicul ar trebui consultat cât mai rapid. Ganglionii inflamați sunt dureroși și nedureroși? Și care e varianta cea mai fericită? Da, într-adevăr, unii dintre ei sunt dureroși, alții sunt dureroși doar la presiune, alții pur și simplu pot exista neidentificați, să zic așa, și, de exemplu, îi descoperim întâmplător la o ecografie. Vedem niște mici ganglioni inflamatori care cu siguranță că sunt dintotdeauna acolo, au fost și nu pun probleme. În general, un ganglion dureros este suspect sau ar trebui adresat dacă este însoțit de alte fenomene inflamatorii, adică dacă pielea din jur este roșie sau este caldă, pulsează, dacă există secreții, adică dacă ganglionul tinde să abcedeze sau așa, este un semn de gravitate și ar trebui să ne indice că acolo se întâmplă ceva. Deci să fim foarte atenți la simptomele care însoțesc. Asta este legat de durere. Da.
Și tot așa, ce este foarte important este dacă acel ganglion este mobil, dacă este un ganglion bine delimitat, deci cum spun unii că este o gâlmă sau o biluță sau așa, este bine delimitat și se mișcă pe planurile profunde, adică poate fi mobilizat dintr-o parte în alta, de obicei acesta este un semn de benignitate. Dacă însă este un ganglion care tinde să fie fixat și să pară că invadează ce este în jur, nu e un semn bun. Atunci începem să ne îngrijorăm, pentru că sunt niște afecțiuni mai grave. În general, un ganglion care crește, adică care crește susținut și pe o perioadă scurtă, la fel ar trebui să ne indice că e cazul să nu mai așteptăm. Deci chiar ar trebui să mergem chiar foarte repede. Chiar ar trebui să mergem, fie și numai pentru investigații suplimentare. Poate fi un semn că, nu știu, este un cancer care a fost într-un stadiu latent și acum este simptomul boom care s-ar putea să ne arate că suntem într-un stadiu destul de avansat al unei boli grave? Dacă vorbim de tumorile solide, atunci când apar acești ganglioni măriți, numiți adenopatii în cazul acesta, practic vorbim de niște metastaze ganglionare, adică celula a plecat din tumora primară și a invadat ganglionul și atunci, tot proliferând, acest ganglion va crește. Și atunci, da, este semn de un stadiu mai avansat al bolii față de tumora localizată. În bolile hematologice, practic, un ganglion crescut ne poate arăta spre faptul că se întâmplă ceva acolo și la fel trebuie investigat. Adică poate exista un cancer strict al ganglionilor limfatice, aceștia superficiali vedem, dar inclusiv cei profunzi pot fi afectați. Așa se întâmplă în limfoame, de exemplu. Avem telespectatori care ne urmăresc și online și au posibilitatea să pună întrebări. Asta este frumos, că putem comunica în timp, în timp real, cumva. Putem să vă salutăm, să fiți alături de noi și să puneți întrebări, pentru că medicii care vin la Sănătate cu Prioritate sunt dispuși să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Și sunt acum pe pagina emisiunii. Luiza vorbește, e foarte fericită de subiect și mă bucur foarte mult că am picat pe subiect. Da. Spune că apar foarte mulți ganglioni pe gât, pe picioare, mâini, după ureche. Știu că am probleme, am infecții, dar pe corp de ce oare? Mai nou și pe coapse și sunt foarte mari. Pe coapse nu au cum să fie ganglioni. Probabil e vorba de o afecțiune a pielii. Poate fi vorba de o foliculită sau de altceva care poate da impresia de mici umflături sau de nivelări. Da. Dar asta spun, cum ziceam mai devreme, ganglionii accesibili, probabil că într-adevăr sunt ganglioni, sunt cei din regiunea cervicală, cei axilari și cei inghinali. Pe părțile moi, adică pe membre sau pe torace sau în altă parte, nu simțim de fapt ganglioni. Probabil asta, adică e vorba de altceva. Poate fi o infecție a pielii sau altceva. Dar tot trebuie să meargă trebuie investigat, da. Ce teste sau investigații, apropo de investigații, pot fi necesare pentru evaluarea ganglionilor acestora? În primul rând, m-aș referi la analizele de sânge, deci la partea biologică. Trebuie făcută o hemogramă întotdeauna ca să vedem exact dacă e cazul să ne gândim la o infecție sau dacă există alte semne. Apoi, bineînțeles, sunt markerii de inflamație, care în funcție de cât de crescuți sunt, la fel ne pot indica un pic în ce direcție să căutăm. Iar următorul pas ar fi investigațiile imagistice, începând cu o banală ecografie, pentru că această investigație poate vizualiza foarte bine ganglionii, până la investigații de înaltă performanță, atunci unde situația o cere, adică ne referim la computer tomograf și la rezonanță magnetică, atunci când este cazul de investigații suplimentare. Și în ultimă instanță, ceea ce va pune de fapt diagnosticul de certitudine, biopsia ganglionară. Pentru că am văzut niște imagini cu o ecografie care se face în zona axilei. Da. Sunt ganglionii care apar în zona axilei. Pot să arate într-un fel atunci când poate că avem un început de, nu știu, cancer mamar, că toți suntem în luna octombrie încă. Da, sigur. Un ecografist cu experiență poate face foarte clar diferența între un ganglion inflamator, deci care probabil este acolo în context hormonal sau al unor alte tratamente sau al unor afecțiuni benigne ale sânului și o eventuală tumoră, fie ea și incipientă. Bineînțeles că cine merge să investigheze zona axilei va face și o ecografie mamară, deci în acest moment am avea practic un diagnostic complet, să spun așa. Există, spuneam, foarte multe povești care circulă între popor, fără să, nu știu, să accesăm neapărat
niște informații, dovezi științifice, da. Dovezi științifice, dar pur și simplu așa s-a auzit, ni s-a spus, ne-au spus bunicii, părinții și am rămas și noi cu poate prejudecata asta, sau pur și simplu am luat-o de bună și n-am mai verificat, cum că n-avem voie să umblăm, să palpăm prea mult ganglionii sau să-i masăm, pentru că se întâmplă ceva foarte... Nici nu știm, nici nu ne-a spus nimeni ce se întâmplă, dar e foarte grav. Da. E adevărat, se întâmplă ceva grav dacă masăm în exces ganglionii. Speriați fiind că ce-o fi acolo, să văd dacă mă doare sau nu mă doare și palpez mai mereu zona sau o masez. Asta este ca și cum am spune că dacă te doare burta și te tot apeși și o să se întâmple ceva. Singura explicație ar fi faptul că dacă într-adevăr dacă masăm insistent sau dacă masăm punctul un ganglion care este crescut dintr-o anumită cauză, este posibil să creștem inflamația la acel nivel și să, poate, să nu-i permitem să revină la dimensiunile inițiale. De, adminte să, cum să spun, să te autopalpezi încercând să îți găsești sau să verifici zonele cu ganglion, nu este neapărat un lucru rău atât timp cât nu e făcut în exces. Adminte să stai de câteva ori pe zi să-ți masezi ganglion, într-adevăr e un lucru fără sens și care nu are la ce beneficiu să ne aducă. Adică, dacă ai observat ceva, trebuie să monitorizezi în continuare. Adică să te uiți mâine, te uiți peste câteva zile, dacă nu se schimbă nimic sau așa, trebuie să mergi mai departe spre un consult de specialitate, nu să aștepți. Aș vrea să vorbesc puțin și despre copii, că și partea asta ne sperie pe noi părinții cel mai tare, când mai copiii ales, spun că ne doare aici și noi palpăm și vedem un ganglion inflamat. Unde se inflamează cel mai des la copii ganglionii și de când ar trebui poate să ne îngrijoreze? Cel mai frecvent este acea zonă, deci zona cervicală, în special pentru că copiii sunt foarte predispuși spre aceste infecții repetate, mai ales în colectivitate, mai ales că intră în contact cu alți copii, cu bolile copilăriei, inclusiv infecții bacteriene, cum ar fi streptococul, care acum apare cu o frecvență mult mai crescută și întotdeauna în contextul acestor infecții, copiii tind să facă să aibă ganglion palpabil. De asemenea, trebuie spus că copiii sunt au mai puțin țesut gras decât un adult și ca atare ganglionii pot fi mai ușor palpabili oricum, chiar și un ganglion normal, care nu este crescut în contextul unei infecții. Adică sunt mai accesibili la copii și mai ales la copiii slabi, pot să simt ganglioni fără să aibă niciun fel de semnificație patologică. Poate că și același lucru putem spune și despre adulți? Da, sigur, și despre adulți mai slabi, cu siguranță. Da, la persoanele foarte slabe, într-adevăr, ganglionii se pot palpa uneori fără niciun fel de semnificație patologică. Pur și simplu, prin lipsa țesutului subcutanat care se acoperă, devin mult mai accesibil. Se mai spune în popor, de asemenea, că ganglionii pot provoca acest diagnostic pe care nu ni-l dorim, cancerul. Explicați încă o dată să înțelegem lucrul ăsta. De legătura este inversă. Dacă ai un cancer, el poate deveni vizibil pentru tine, în ghilimele, prin intermediul ganglionilor, pentru că ei sunt situați mai superficiali și poți să-l simți. Dar răul, în ghilimele, vine din altă parte, adică ajunge în ganglioni și practic ăsta este semnul de alarmă, nu înseamnă că tumora nu exista deja. Adică tumora există undeva, celula se duce mai departe spre periferie, adică spre acești ganglioni și în momentul ăsta tu afli. Nu este invers. Corpul vrea să-ți transmită un semnal, exact, de fapt vrea să te ajute. Exact. Este un ajutor pe care ne-l oferă. Da. De altfel, mai există de asemenea, nu știu dacă e mit sau realitate, ganglionii pot fi curățați cu detoxifiere. Nu, acesta este clar un mit. După cum spuneam, ganglionul este o structură de sine stătătoare care practic constă din celule cu rol în imunitate. Deci este exact invers. Ganglionii te curăță pe tine. Nu ai cum să curăți cu ganglionii. Nu, detoxifierea în general este în mare parte un mit. Cel puțin detoxifierea la cum o percepe lumea. Adică corpul se reglează singur. Nu ai cum să influențezi atât de mult din afară decât prin principiile generale de sănătate pe care le știm cu toții. Altfel, orice cură, în ghilimele, de detoxifiere cu diverse lucruri, nu o să facă nimic special. Deci noi avem nevoie de ganglioni. Bineînțeles, ganglioni, asta spun. Urma să vă întreb dacă pot fi, nu știu, mutați sau eliminați prin intervenție chirurgicală estetică, pentru că, nu știu, nu ne place nouă că se văd, suntem prea slabi și poate sunt în evidență. Nu, avem voie să facem asta?
Nu, nici nu-mi imaginez ce chirurg ar face acest lucru în, în acest scop. Ganglionii, după cum spuneam, ne ajută, într-adevăr. Adică, indiferent de care ar fi agentul agresor, ganglionii sunt acolo în prima linie de luptă. Adică, în situațiile în care este nevoie, într-adevăr, să scoatem ganglionii, deci când se face acest lucru în scop curativ, de exemplu, într-o tumoră, cum ar fi în tumorile mamare sau și în tumorile digestive, în general, când se elimină organul sau tumora în sine, într-adevăr, se scoate ganglionii din zonă pentru a vedea dacă ei au fost afectați. Atunci, într-adevăr, vorbim despre un scop prognostic sau terapeutic, dar ce, un scop estetic de a îndepărta ganglionii nu există. Această discuția noastră m-a liniștit și pe mine, pentru că până acum am crezut că ganglionii sunt cumva inamicii noștri numărul 1 și de câte ori apare câte o inflamație înseamnă că ceva rău se întâmplă, dar de fapt corpul nostru luptă să se, se apără. Este ca la febră. Lumea în general are tendința să vrea să combată febra cu orice preț, dar nu e așa. Febra este de fapt tot așa un răspuns la ce se întâmplă, adică la inflamație, la infecție. Prin acea febră, practic, se produc anticorpii și corpul luptă cu boala. Nu trebuie combătută febra de la cea mai mică creștere doar ca să nu ai febră. Exact așa și cu ganglionii. Și dacă la un moment dat identifici un ganglion mărit, nu înseamnă că trebuie să-i faci ceva să-l dezumfli, să iei antibiotic sau antiinflamator sau orice, numai să-și revină la... El trebuie lăsat să-și facă treaba, adică acest rol imunitar. Și urmărit doar, da? Ulterior va reveni. Mă întrebam dacă la dumneavoastră la cabinet vin pacienți panicați de felul în care, nu știu, s-a inflamat un ganglion sau altul, depinde de zonă. Oamenii vin repede cu asemenea problemă sau pacienții oncologici în particular vin, pentru că ei, având deja acest diagnostic, sunt mult mai atenți și mult mai susceptibili să se sperie la cel mai mic semn de orice, într-adevăr. Dar, adminte, există la polul opus și alți pacienți care aveau tumori manifestate exact așa. A fost un ganglion pe care l-au ignorat ani de zile, care, de fapt, era o tumoră sau care se ascundea o tumoră pe lângă și au ignorat acest lucru până la stadii extrem de avansate. Da, mai există și acest lucru că ne e teamă să mergem la medic să nu aflăm de frică să nu ce avem. Așa e. Spuneați că un ganglion care a stat acolo inflamat ani de zile, există așa ceva? Adică, da, din păcate există, adică din păcate și multă dureros, lume adică ba da, este dureros, este complet, deformează complet zona, ulcerează, sunt răni care practic nu se mai închid, se suprainfectează, dar cu toate astea există din păcate și astfel de cazuri foarte avansate, în care probabil de teamă sau din diverse alte motive, pacientul tot amână momentul în care să fie diagnosticat și să inițieze tratamentul. Cum se tratează ganglionii inflamați? În funcție de cauză, după cum spuneam. Dacă ajungem la concluzia, adică dacă punem diagnosticul că este un ganglion inflamat secundar unei infecții, atunci vom trata infecția sau vom aștepta să treacă de la sine și ulterior ganglionul va regresa și el. Dacă e vorba de un diagnostic oncologic, atunci singura soluție este să luăm o biopsie, să vedem exact, să identificăm care este tumora, care este celula și să începem tratamentul oncologic. Fie că e vorba de chimioterapie, de radioterapie, de combinație, de intervenție chirurgicală, în funcție de stadiu. În funcție de zona în care apare, se inflamează ganglionul, care sunt posibilele diagnostice? Păi, dacă ne referim la zona gâtului, iarăși ne uităm și la pacient, în special dacă este vorba de un fumător sau de un consumator de alcool sau combinația dintre acestea două, întotdeauna ne gândim la ceva din sfera ORL. Deci așa ar trebui să începem cu un consult ORL și ulterior restul investigațiilor de care vorbeam. Dacă ne referim la zona axilei, atunci într-adevăr trebuie să căutăm întâi sânii, mai ales la femei, ulterior ceva în zona toracelui. Ne mai uităm, cum spuneam, și la simptomele generale. Dacă avem tuse, dacă avem secreții, dacă avem febră sau alte simptome, ne orientăm și din punct de vedere clinic. Pentru ganglionii din regiunea inghinală, la fel, ne vom uita la partea de abdomen și pelvis. La bărbați poate fi vorba de prostată, de vezică, de sfera digestivă. În general trebuie să ne uităm la pacient în ansamblul lui, la vârstă, la sex, la factori de risc pe care îi are și ulterior ne orientăm în funcție de acest aspect.
Ne întreabă o telespectatoare pe Facebook, Olivia Brezanu, ce se întâmplă dacă un ganglion axilar, tumoră, se sparge și curge? Asta zic, asta înseamnă că este un ganglion neglijat terapeutic, spunem noi. Adică dacă asta se întâmplă fără ca pacientul să aibă un diagnostic și un tratament, asta este pur și simplu, din păcate, evoluția bolii oncologice. Adică mai sunt pacienți care vin și întreabă și dacă nu fac nimic, ce se întâmplă? Păi asta se poate întâmpla. Ganglionul o să evolueze, din păcate, spre această direcție, care, bineînțeles, e mult mai greu de tratat și de controlat ulterior decât dacă te-ai fi dus atunci când vedeai doar că el crește în dimensiuni și începeai tratamentul. Ce se întâmplă asta? Adică este semn de progresie al bolii, este semn că trebuie inițiat un tratament sau că trebuie schimbat tratamentul dacă... Și apropo de tratament, tratament în general, acasă... în general o tumoră asta care începe să curgă sau să ulcereze este foarte predispusă să se suprainfecteze și intri cumva într-un cerc vicios, adică va fi o chestie care se auto-întreține și mult mai greu de tratat. Și, adică și din punct de vedere al tumorii și al infecțiilor asociate și te expui multor riscuri suplimentare. Și apropo de tratament, tratamentul de acasă, că s-ar putea ca mulți oameni să aplice tot felul de leacuri, știu eu, mai leacuri băbești sau naturale, au auzit ei în stânga, în dreapta, pe Google, ne putem informa de oriunde și nu știm dacă sunt surse credibile sau din potrivă. Recomandați să tratăm într-un fel acasă acești ganglioni? Spun, cumva ganglionii sunt un simptom, nu sunt o boală, nu poți să tratezi ganglionul, trebuie să afli sau să încerci să tratezi ce anume l-a determinat să apară această creștere încă de la început. Adică nu, asta zic, probabil că multă lume înainte de a se adresa medicului, cum spuneam, încearcă să ia antibiotic, încearcă să ia antiinflamator, să vadă ce se întâmplă, să vadă, să mai încerce una alta sau într-adevăr diverse leacuri băbești, dar bineînțeles că ele nu funcționează, pentru că, să spun, dacă nu tratezi cauza, n-ai cum să te adresezi numai simptomului. Ce ați vrea să țină minte telespectatorii legat de subiectul nostru de astăzi, pentru că am ajuns la finalul interviului, cu liniuță, recomandare de la medicul specialist oncologie? Mesajul ar fi, cred că, cel cu care am început, și anume că de cele mai multe ori cauza nu este oncologică, deci nu trebuie să ne panicăm la primul simptom de acest gen, însă atunci când este un lucru care persistă sau este un lucru care te îngrijorează sau care evoluează foarte rapid, cel mai sănătos lucru este să ne adresăm medicului specialist din timp, pentru că, așa cum am spus și data trecută și cum o să spun de fiecare dată când o să vin aici, cu cât mergi mai repede și începe acest proces mai repede, cu atât sunt șanse mai mari. Medic specialist oncologie sau altă specialitate? Unde trebuie să meargă prima dată un om care are un mai degrabă suspect? Ori se poate începe cu prevenția primară, deci la medicul de familie, care să evalueze situația într-un prim stadiu și să orienteze pacientul în continuare, ori, cum spuneam, în funcție de zona în care a apărut acest ganglion. Adică dacă este în jurul gâtului, de exemplu, atunci orelisul ar fi primul, cel mai indicat. La oncolog, în general, ajung doar pacienții care au un rezultat pozitiv pe biopsie, adică deja s-a luat o bucățică de țesut și deja s-a stabilit diagnosticul de cancer. Adminte, un oncolog nu are cum să, decât să evalueze un pacient și eventual să indice niște investigații suplimentare, dar nu poate trata cazul în ansamblu. Deci, cea mai bună idee și locul de unde să începe ar trebui să fie medicul de familie, care trebuie să ne fie cel mai la îndemână tuturor. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și vorba unei telespectatoare. Mulțumim doamnei doctor că ne-a liniștit. Și eu mulțumesc și doresc să fie așa de fiecare dată. Vă mai aștept în emisiune dacă... Sigur, cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost doctor Laura Ciurea, medic specialist oncologie. Revin după o scurtă pauză cu un subiect important care aduce o motivație în plus pentru a pune preț pe mișcare și sport. Noi cercetări arată că exercițiile fizice contribuie la eliberarea unor substanțe specifice cu rol important în răspunsul imunitar. Acestea pot suprima chiar dezvoltarea tumorilor și să contribuie la combaterea activă a celulelor canceroase. Ne povestește mai multe în foarte scurt timp dr. Ionel Bratu, medic specialist cardiologie. Stați pe aproape!